Bună! Dacă ai parcurs videourile anterioare, atunci te anunț că în cadrul acestei prezentări vom explora miezul lecției, adică Meta Business Suit. Meta Business Suit este o suită de instrumente și soluții destinate mediului de afaceri, concepută pentru a ajuta companiile să își dezvolte și să își optimizeze prezența online. Să vedem în primul rând care sunt informațiile de bază, așa că haideți să începem cu caracteristicile principale. Meta Business Suite permite administratorilor să gestioneze conturi și pagini multiple de pe platformele Meta, inclusiv Facebook, Instagram și WhatsApp, într-un singur loc. Aceasta facilitează monitorizarea și actualizarea conținutului în mod eficient. Cu funcția de programare a conținutului, companiile pot planifica postările și campaniile lor în avans, optimizând timpul și eficiența procesului de marketing. Pe lângă acestea, Meta Business Suite Oferă și instrumente analitice puternice care permit afacerilor să urmărească performanța campaniilor, să înțeleagă comportamentul utilizatorilor și să ia decizii informate bazate pe date. Beneficiază de integrarea cu tehnologii emergente precum realitatea virtuală și augmentată, deschizând oportunități pentru companii de a interacționa cu clienții și de a livra conținut captivant. Prin intermediul Meta Business Suite, afacerile pot crește vizibilitatea online și pot construi relații mai puternice cu publicul lor țintă prin intermediul platformelor multiple de socializare. Programarea conținutului și analizele avansate contribuie la eficientizarea eforturilor de marketing. Odată cu evoluția continuă a tehnologiei, Meta Business Sud se adaptează pentru a răspunde noilor cerințe ale mediului de afaceri. Compania investește în inovație pentru a asigura că această platformă rămâne la vârful pieței în domeniul social media și marketingului online. În concluzie, Meta Business Sud este o unealtă esențială pentru companiile care doresc să-și optimizeze prezența online și să atingă cu succes audiența țintă. Cu caracteristicile sale avansate și integrarea cu tehnologiile emergente, aceasta reprezintă un partener de încredere pentru creșterea și dezvoltarea afacerilor în era digitală. Haideți să vedem în detaliu ce conține meniul All Tools, adică toate instrumentele. Acest meniu puteți accesa din partea stânga a paginii, unde arată și săgeata. Prima, implicarea audienței, include feed-ul business. De aici se poate seta să urmăriți și interacționați cu profesioniști asemănători pentru a inspira din idei. Prin conținut, puteți programa, publica și administra postări și povești, să creați postări în stadiu de proiect și să accesați fotografiile de pe Facebook. Inbox, de aici puteți răspunde la mesaje și comentarii și puteți configura și răspunsuri automate. Prin Live Dashboard administrați conținutul video live și de gaming și puteți obține insight-uri, configurări instrumente de chat și altele. Planificator Probabil una dintre cele mai folosite instrumente din Meta Business Suite. De aici se poate planifica calendarul de activități prin crearea, programarea și administrarea postărilor și a A doua parte, Conține submeniuri precum facturarea și plățile pentru anunțuri, aplicații pentru afaceri. De aici vă puteți conecta pagina de Facebook cu aplicații care vă ajută în gestionare. Cu ajutorul Business Support, puteți gestiona și rezolva problemele care vă afectează afacerea în mediul online. Setările paginii. Gestionarea rolurilor din pagină, conexiunile Instagram și WhatsApp și alte informații asociate cu pagina. La setări intră inclusiv toate conturile, iar prin butonul Vezi pagina, puteți vedea cum apare pagina pentru public. Conține submeniurile care au legătură cu reclamele. Prin Ads și Ads Manager se pot crea, gestiona și urmări performanța anunțurilor de pe Facebook și Instagram. Audiența: se pot crea segmente personalizate, audiențe asemănătoare sau segmente de public salvate pentru campaniile publicitare. Managerul de evenimente. Conectați datele de pe site-ul, aplicația sau webshop pentru a înțelege acțiunile clienților. Formulare, gestionați formularele și conectați-vă software-ul CRM, adică Customer Relationship Management, pentru anunțuri potențiale. Iar a patra, analize și rapoarte. Prin Insights aflați despre tendințele audienței, inclusiv vârsta și locația, vedeți rapid conținutul cu cele mai bune performanțe și multe altele. Vânzarea produselor și a serviciilor. Colectați și gestionați cererile de programare, comunicați cu clienții și afișați serviciile și disponibilitatea. Gestionați-vă inventarul și vânzările pe Facebook și Instagram și completați și listați serviciile pe pagina de Facebook pentru a informa vizitatorii ce oferă afacerea. Dacă din meniul afișat de pe slide-ul anterior alegeți Ads Manager, automat veți fi redirecționat către o pagină separată care conține toate setările legate de campanii. Pentru a începe o campanie, apasă butonul verde. De aici, poți alege ce tip de campanie dorești să-ți setezi. Avernânsul afișează reclamele tale persoanelor care cel mai probabil o să le amintească. Acest tip de campanie este bun pentru RICI, conștientizarea mărcii, vizualizări video și conștientizarea locației. Traficul trimite oamenii către o destinație cum ar fi site-ul web, aplicația, profilul Instagram sau un eveniment Facebook. E bun pentru clicuri pe link, vizualizări ale paginii de destinație, Messenger, Instagram și WhatsApp, apeluri și vizite la profilul Instagram. Cu Engagement, primiți mai multe mesaje, achiziții prin mesaje, vizionări video, implicare în postare, aprecieri în pagină. Răspunsuri la evenimente sau implicare în comunitate. Prin leads, colectați clienți potențiali pentru afacere. La fel, și acesta e bună pentru formulare, Messenger și Instagram, converzii și apeluri. App Promotion găsește persoane noi pentru a instala o aplicație. Și Sales. Găsește persoane care probabil vor achiziționa produsul sau serviciul. După ce ai ales tipul campaniei, selectează bugetul alocat. Poți alege dintre buget pe zi sau buget pe întregul campaniei. În cazul audienței, ai posibilitatea să alegi dintre audiențe care îți recomandă Facebook-ul pe baza urmăritorilor existenți. Dar poți crea și tu câte audiențe dorești, pornind de la zero. Pe lângă selectarea datelor demografice, poți selecta dintr-o grămadă de segmente care țin de interesele și comportamentul publicului țintă. Și ultimul pas este crearea reclamei, dar și aici ai mai multe posibilități. Poți alege să creezi o reclamă nouă dar poți să alegi și o postare deja existentă pe pagina ta. Și, bineînțeles, poți să creezi și carusele, ceea ce înseamnă că reclama ta va avea mai multe poze sau videouri, dar asta pe baza deciziei tale. Vizualizarea și analiza rezultatelor al anunțurilor din Meta Ads Manager Pentru protecția anumitor date, cum ați mai văzut, am acoperit acele numere și date care țin de pagina respectivă de pe Facebook. Deci, pentru fiecare reclamă pe care o difuzați pe Facebook, Instagram sau alte platforme Meta, puteți vedea informații despre cum funcționează anunțul în Meta Ads Manager. Aceste date includ, de exemplu, numărul de persoane care văd anunțul, numărul de persoane care dau click pe anunț, suma pe care o cheltuiți pentru anunț sau valorile de raportare și altele. Meta Business Suite este o soluție excelentă care permite să supravegheați toate paginile și conturile într-un singur loc, să creați și să gestionați cu ușurință anunțuri pentru toate conturile și să urmăriți ce funcționează cel mai bine. Cum v-ați obișnuit, și acest video conține un document care cuprinde linkuri cu informații suplimentare și detaliate care sunt bine de știut dacă vine vorba de marketingul digital. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în acest miniserial de videouri educative și vă doresc mult mult succes în gestionarea prezenței online.